Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal Parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Vreau să vă povestesc astăzi despre parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Pe unele le-am primit, pe unele le-am cumpărat și sunt parfumuri din toate categoriile. Sunt și parfumuri mai vechi, mai noi, designer, nișă, arabești, chiar așa. Vreau să vă povestesc neapărat despre un parfum arabesc pe care l-am descoperit. Și haideți să începem, o să încep cu un parfum de designer, un parfum nou de la Lancôme, este cel mai nou Lavie Belle L'Elixir și este parfumul despre care noi am mai vorbit într-un video în care l-am testat în magazin, acel siropel de zmeură. Este un parfum foarte frumos, are zmeură, lichior și bergamot în deschidere, avem trandafir și frunză de violetă în mijloc, deși eu simt un iris acolo, cum simt în cum se numește acela cu iris? Da, nu îmi scap acum, dar are, eu simt un iris, nu simt frunză de violetă și în bază avem piele, cacao, unt de cacao și cedru. Nici așa onctuos nu-l simt, mai mult fructat, un sirop de zmeură în mare. Iar pielea asta se simte ceva acolo, dar nu vă temeți că nu este nimic greu sau deranjant. Dacă vă plac parfumurile dulci, dacă v-a plăcut dintotdeauna Lavie Belle, cu siguranță o să vă placă și acesta. Și chiar dacă nu v-a plăcut, să știți că nu are ADN-ul acela, puteți să îi dați o șansă. Foarte frumos, este foarte, foarte frumos. Este un parfum fructat, siropos și frumos. Aș vrea să îmi focuseze și mie. Da, se simte zmeură, dar se simte acel iris. Eu simt un iris, nu este frunză de violetă, adică frunza de violetă eu am simțit-o în alte parfumuri verde. Nu, aici simt un iris sau chiar o violetă, poate să fie o violetă, da. O combinație florală, fructată, dar se usucă oricum fructat și v-am zis, este un sirop de zmeură. E frumos, mie îmi place și uitați-vă ce culoare are lichidul, așa este și sticla, e foarte frumoasă sticla. Testați-l, că îl găsiți în magazine cu siguranță. Da, haideți să trecem la următorul parfum. Vreau să vă arăt un parfumel pe care l-am primit pentru a-l testa, deci sticla are câțiva mililitri în ea, dar vreau să împărtășesc și cu voi, pentru că este vorba despre Pampelune de la Guerlain, Aqua Allegoria. Poate vă interesează și pe voi un parfum cu grapefruit și aici găsiți un grapefruit natural, plăcut, dulceag, un pic amărui, dar foarte realist. Adică miroase foarte bine parfumul acesta. În cazul în care căutați un parfum cu grapefruit, testați Pampelune. Pentru că este foarte proaspăt și foarte frumos și aroma asta de grapefruit este deosebită în parfumul acesta. Trebuie să vă spun că am testat și un parfum mai scump cu grapefruit și nu pot să spun că l-am simțit atât de realist cum este aici în Pampelune. E frumos, e frumos. Știți că parfumurile astea de la Guerlain, alegoriile, sunt parfumuri proaspete de vară, nu sunt foarte puternice, nu persistă foarte mult, dar sunt frumoase. Răcoritoare, plăcute, dau o stare bună vara, e ceva bun. Ceva bun cu siguranță. Haideți să trecem la nebunia aceasta. Inițial am vrut să-i fac unboxing, dar bine că nu i-am făcut. Și nu o să mai fac unboxing-uri pentru că nu mi se par deloc relevante. De când am parfumul acesta de sâmbătă, astăzi este luni, pot să vă spun că din ce în ce mirosul a devenit tot mai frumos și mai bun și mai bine definit. Deci e clar că parfumurile astea au nevoie de timp
și că la primul nas nu o să-l simți ca acum, de exemplu, ca după câteva zile după ce ai dat primul puf. Acesta este un parfum nou pe Dubai Collection. Se numește Ariz L'Absolu și este de la Arabiat Prestige. Mi-a atras atenția pentru că mi-am dorit în colecție Velvet Tonka de la BDK și când am văzut că acesta este nou și mă tenta și cel de la Latafa, dar mi s-a părut destul de scump, iar pe Dubai Collection eu am și un cod pe care pot să-l folosesc, mai am și ceva comision și acesta este vreo 250 de lei, cam așa, dar este prețul mai bun cu codul. Dar mi-a atras atenția și sticla, pentru că este una deosebită și foarte frumoasă. Uitați-vă ce prezentare are. Am fost la un pas să cumpăr parfumul de la BDK, dar e greu să faci să cumperi la așa un preț blind. Așa că n-am avut curaj, sincer. Și părerile sunt împărțite. Ca la orice parfum de altfel. Haideți să vedeți ce frumusețe de sticlă. Tot cu sticlă așa, dar este altă culoare, găsiți și o clonă după Angel Share. Să știți că am fost între cele două și până la urmă am zis nu. Eu am mor de curiozitate în legătură cu parfumul acela de la BDK și arată bine, trebuie să fie ceva bun și pot să vă spun că sunt foarte, foarte încântată de parfumul acesta. Și că s-a schimbat aroma până astăzi, cumva îl simt din ce în ce mai bun pe acesta. Deci dacă o să-l las o săptămână, sigur o să fie și mai și. Este un parfum superb, perfect pentru perioada rece. Este foarte bine făcut. Chiar dacă nu am testat originalul, vă spun asta pentru că simt migdalele amare. Foarte bine definite, foarte frumoase. Nu este un parfum gurmand 100%, mi se pare un parfum cozy, dulce, pentru perioada rece, dar uitați-vă ce pulverizator are. Nu știu dacă prinde chiar așa de bine camera asta, dar este deosebit din toate punctele de vedere. Da, este un miros de migdale amare, după care el are în compoziție ulei de trandafir, cumva îmi dă senzația de migdale amare și de cireșe. Asta simt eu. Migdale amare, cireșe, este foarte catifelat, foarte plăcut, este dulce totodată, dar nu este foarte dulce, se usucă atât de frumos pe piele, parcă se simte și niște cacao, poate că tonka dă acea senzație de cacao. Mi se pare foarte bine făcut și foarte interesantă aroma. Deci acum se simt migdale, se simte vanilie, se simte, nu știu, tutunul, dacă îl simt aici, habar nu am, nu mă duce cu gândul la o aromă de tutun pe care am testat-o, pe care am simțit-o în alte parfumuri. Ce pot eu să vă spun despre parfumul acesta este faptul că e vanilat, migdalat, are și ceva cireșe sau am zis că uleiul acela de trandafir te duce cu gândul la cireșe sau este un trandafir fructat, dar în deschidere pe mine mă duce cu gândul la cireșa mare, la migdalea mare. Este și dulceag totodată și ușor se pierde aroma aia de cireșe, izul acela fructat se pierde și rămâne pe piele un parfum plăcut, confortabil, dulce, dar nu foarte dulce, deci e foarte frumos. Pe acesta chiar l-am purtat, doar că nu vreau să
nu vreau să îmi dau cu părerea până nu las să se așeze că așa trebuie și o să mai revin cu impresii despre el, dar pot să vă spun că sunt foarte încântată și mi se pare foarte bine făcut. Notele astea sunt bine definite, se simt. Îmi place. De exemplu, capacul acesta este metalic, este o sticlă frumoasă, ca o bijuterie. Și sinceră să fiu, când am văzut sticla pe site, mă așteptam să fie mai mare, dar e destul de micuță, nu știu exact câți mililitri are, 100, dar totuși sticla asta nu pare mare. Îmi place mult de tot, îmi place și parfumul, mă bucur că am făcut achiziția asta și că am ales Velvet Tonka, clona, mă rog, clona, el se numește Ariz Lapsolu. Îl găsiți pe Dubai Collection, dacă aveți nevoie de un mic discount, folosiți codul CC10 și aveți 10% discount și o să mai discutăm despre el. Sunt foarte, foarte încântată, mi se pare un parfum de calitate care se duce în zona de nișă, pentru că eu am mai avut un parfum tot din categoria asta. Nu seamănă ca și miros, nu este la fel de fapt, dar tot în zona asta se duce și este vorba despre Esse Strike The Notes, parfumul care a fost lansat recent la noi, Tonkaholic mai exact, un parfum pe care eu l-am avut în mânuțele mele și sinceră să fiu, cumva mă așteptam ca acela să fie fix mirosul pe care îl simt aici. Doar că nu a fost chimie, ceva era acolo deranjant. Era și el un parfum cald, este în continuare, doar că nu mai este la mine. Un parfum cald și puternic, dar acesta mi se pare mai echilibrat și mai dulce, mai ce mă așteptam eu să fie acela. Dar a plecat de la mine și sunt mult mai încântată de acesta. Este foarte, foarte bun. Trecem mai departe la o nebunie colorată și dulce și delicioasă. Nu o să insist prea mult pentru că este un parfum care nu se găsește. Apropo, că mă mai întreabă lumea, dar dacă sunt întrebată la modul ăsta, da, dacă nu se găsesc, tu de unde le ai? Vă dați seama că le cumpăr și eu de undeva. Sunt o grămadă de fete care își vând colecția de parfumuri, vând parfumuri vintage la prețuri foarte bune, se găsesc pe grupuri, se găsesc, mă rog, dacă vrei, găsești. Dacă le cauți, le găsești. Ideea e că pe mine mă deranjează modul în care este formulată întrebarea. Da, dacă nu se găsesc, tu de unde le iei? Și nu răspund la genul ăsta de întrebări. Dar, da, și nu răspund nici la comentarii răutăcioase. Cred că asta e cea mai bună variantă, să nu răspund sau să le șterg dacă simt că trebuie să le șterg. Nu o să insist prea mult cu următorul parfum, doar că mi se pare unul dintre cele mai frumoase parfumuri de la Cacharel și vi-l arăt pentru că sunt curioasă dacă l-ați avut în colecție, dacă l-ați testat, dacă l-aveți și cum vi se pare. Este vorba despre Liberté de la Cacharel. Este un parfum dulce, cu o deschidere citrică, are și portocala aceea amăruie, care mie îmi place foarte, foarte mult. În mijloc avem marmeladă, este un parfum așa de fructat și miros și plăcut. Avem și zahăr, avem și miere și flori și o bază cu condimente, vetiver, patchouli. Ce mai avem pe aici? Vanilie, are de toate, tot ce este mai dulce și mai frumos. Și sunt mega încântată de el. Da, deschiderea este citrică, fructată, suculentă, dar se dezvoltă superb. Apare aroma aceea fructată, este un pic condimentat, este fructat, este floral, gurmand, deci e un parfum cu de toate și îmi place foarte mult, foarte mult îmi place, Liberté de la Cacharel. Haideți să vă arăt și un parfum pe care l-am primit și sunt foarte recunoscătoare și mulțumesc tare, 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 tare mult. Este vorba despre Shalimar Eau de Cologne de la Guerlain. Haideți să vedeți ce sticlă frumoasă are. Îmi place foarte mult.
discutam noi despre ghirlan și despre faptul că mi s-a pus pata pe șalimar, pe care eu l-am în colecție în varianta veche, și am primit și această sticlă superbă de colecție, minunată. Sunt cumva într-o perioadă ghirlan și cu siguranță tot ce am de la ghirlan va rămâne în colecție, mai ales parfumurile vintage pe care eu le am. Am niște sticle foarte, foarte frumoase în colecție, nu știu dacă le-ați văzut voi, poate în clipul acela cu colecția mea de parfumuri vintage pe care n-am mai actualizat-o, deși am mai cumpărat eu una alta. Acesta este unul foarte portabil. Acum un an de zile, să zic așa, am testat șalimar în magazin și am zis nu, nu, niciodată, eu nu cred că o să port vreodată parfumul ăsta, deși transformarea mi s-a părut, deci în deschidere este un parfum foarte puternic și acesta este mai purtabil chiar, destul de puternic și el, dar deschiderea lui șalimar EDP este wow, e puternică, este tare, este grea, aș putea să spun. Mai dacă când se usucă, se transformă în ceva așa de cald și de plăcut și dulceag și te învăluie pur și simplu. Așa este și acesta. Nu are aceeași deschidere grea, sincer să fiu, nu le-am comparat, dar este un parfum purtabil. Și chiar și de șalimar o să mă bucur în perioada rece, pentru că v-am zis, acum un an, doi, am zis niciodată n-o să port parfumul acesta și eu mi-am cumpărat între timp o variantă veche a lui șalimar și l-am folosit acum recent și am zis wow, chiar se transformă atât de frumos și îmi place atât de mult cum miroase și l-am primit și pe acesta să mai am încă unul, pentru că tot în zona aia se duce și aici este o deschidere puternică, dar se așează foarte, foarte frumos, foarte frumos. Trecem mai departe la un parfum de la Atelier de Zor, un alt parfum de la Atelier de Zor în colecția mea. Este vorba despre Bois Sicar. Parfumul acesta afumat, lemnos, cu tutun, care se simte foarte bine, în uscare. Hai să-l desfacem, este parfumul acela cu aur, de aur, cu particule de aur. Sticlele astea sunt deosebite. Știți că mai am și Pink Me Up în colecție, pe care chiar mi-am propus să-l port, că mi se pare foarte potrivit în perioada rece. Ei bine, Bois Sicar este un parfum afumat. Aș putea să spun că se duce în zona masculină, înclină ceva în partea aceea, de aceea sunt puțin, nu știu ce să fac, aștept să vină frigul și să văd cum mă înțeleg cu el, dar dacă tot mi se pare că înclină înspre masculin, o să îl dau la un schimb, nu știu, sau o să-l pun pe grupuri, vedem. Ca și note, are în deschidere lemn prețios și nucșoară. În mijloc are styrax, lemn de guaiac și frunze de cedru, iar în bază avem frunze de tutun și ulei de vetiver de java. Vreau să iau un blotter, să dăm un puf și din acesta. Deschiderea este una periculoasă, vă spun. E periculoasă, este, da, miroase a lemne arse. Dar nu este la fel ca și, cum îi zice, nu este la fel ca și By the Fireplace. Acela este dulce și mirosul de lemne arse te duce cu gândul la un șemineu, la o sobă, ai acea căldură, pe când aici spunea cineva pe Fragrantica că miroase a barbecue, dar
Să știți că în deschidere îți dă senzația de ceva la grătar, ca să zic așa. Așa îl simt, dar se usucă, trece această deschidere de afumat. Acum se simte și aroma aceea de lemne arse. E clar un parfum pentru perioada rece, v-am spus că înclină înspre masculin, dar când se usucă, îl am pe mână. Nu l-am purtat pentru că este prea puternic și încă nu este vremea lui. Și când l-am luat eu, că nu l-am luat acum, l-am luat mai de mult, dar am așteptat perioada rece. Când l-am cumpărat eu, să știți că am zis că dacă îl port acum la cât este de puternic, n-o să-l mai suport apoi. Și l-am lăsat în dulap. Da, acum s-a uscat, miroase bine, miroase a tutun, e plăcut. Pot să zic că acum, da, îl simt mai unisex, dar deschiderea mi se pare destul de masculină, să zic așa. Și dacă pe By the Fireplace îl văd fix acolo, la mijloc, e un parfum unisex, îl văd mai dulce, acesta este ceva mai serios. Se duce un pic înspre zona masculină. E ceva mai uscat, nu e atât de dulce, nu are nimic dulce de fapt în el. Dar este un parfum cald pentru perioada rece. Îți spun o poveste dacă îl înțelegi și dacă îți place zona asta. Eu nu sunt 100% încântată, nu este fix pe placul meu. Nu este nici ceva ce nu aș putea să port. Dar știți că mie îmi place ca parfumul să mă bucure, să mă dau cu el și să leșin de bucurie, nu știu cum să vă zic. Și parcă nu este la fel. Pink Me Up este un parfum foarte frumos, care îmi place 100%. Despre Boisicar tot am zis că vine perioada rece și poate o să îmi placă mai mult. Dar este foarte posibil să plece din colecția mea pentru că nu știu ce să zic. Uite, am dat cu parfum pe cutie. Da, nu sunt atât de încântată, după cum vă și dați seama, pentru că mă cunoașteți dacă mă urmăriți de mai de mult. Haideți să trecem la următorul, pentru că avem destule astăzi de discutat și le-am pus aici pentru că vreau să mă bucur de ele, vreau să le port, adică nu vreau. Următoarea minunăție este Manifesto de la Yves Saint Laurent. Deci dacă știam că e atât de frumos parfumul acesta, nu îl ocoleam atât, pentru că l-am văzut de multe ori și pur și simplu, nu știu, ceva nu m-a atras. Nu m-a atras atenția parfumul ăsta. Dar este o superbitate, este un parfum foarte, foarte, foarte frumos. Are o deschidere de coacăze negre, bergamot și note verzi. În mijloc avem iasomie, sambac și lăcrămioare și avem o bază de vanilie, boabe tonka, lemn de santal și cedru. Mi se pare un parfum perfect de tranziție. Mi se pare bun primăvara pentru că este și floral, este și vanilat, e dulce, dar nu foarte dulce. Este o vanilie proaspătă, ca să zic așa, și este un parfum feminin totodată. Vai, cât de bine miroase! Este fructat, este proaspăt. Îmi place foarte mult și sticla mi se pare așa delicată, așa de frumoasă, așa de elegantă. Deci este un parfum foarte, foarte frumos. Îmi place mult, mult de tot sticla, îmi place cum miroase parfumul. Nu pot să zic că l-am purtat cum se cuvine, dar l-am testat pe mână, așa că o să mai discutăm despre toate parfumurile. O să reiau seria cu parfumurile săptămânii. Am tot amânat-o pentru că am multe clipuri și multe idei și nu mai am când să pun și parfumurile săptămânii, deși nu am mai postat atât de des, pentru că a fost cu începerea școlii și cu alte chestii. Am zis, hai că trece începerea școlii, după aia au apărut alte chestii și uite așa. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi și vă las, pentru că au fost cam multe parfumuri în clipul de astăzi și nu vreau să devină
opositoare clipurile mele, deși am zis că vi le arăt pentru că nu am apucat să le port pe toate și nu aveam atât de multe informații despre toate, dar v-am spus că revin cu parfumurile săptămânii și o să vă povestesc despre ele mai multe. Ultimul parfum este acest parfum foarte elegant, place foarte mult sticla asta, e super drăguță și elegantă, Goldea The Roman Night Absolut, de la Bulgari. Avem prune și floare de portocal în deschidere, în mijloc avem vanilie de Madagascar și iasomie sambac, iar în bază avem patchouli, mosc negru și mușchi. Are o aromă deosebită parfumul acesta. Are și un pulverizator tare bun. Știu că am mai avut un parfum mai micuț, un mini de la Bulgari și tot așa eram impresionată de cum... Uitați-vă, e puf din ăla lung, cum este și la Ariz Absolut. Mie mi se pare că miroase a patchouli, este ceva mai pământiu și nu simt în deschidere, simt o aromă de prune, dar parcă mai mult simt ceva patchoulos. Mă duce în zona aia de pământiu, de patchoulos și de-abia apoi simt florile, simt o iasomie foarte frumoasă. Este și dulceag, mi se pare genul ăla de parfum elegant, sexy. Pământiu puțin, paciulos, proaspăt, interesant, clar nu este un parfum care poate să fie pe placul tuturor și trebuie testat, dar e frumos, e frumos și este diferit. Îmi place cum se dezvoltă, în special când îl port, pentru că l-am și purtat pe acesta. Îmi place foarte mult iasomia pe care o simt în el. Și are o aromă plăcută. E genul ăla de parfum de seară, sexy, dar și proaspăt, elegant, frumos, frumos parfum. O să mai discutăm și despre el. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Aștept cu mare drag comentariile voastre. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Lăsați și like, împărtășiți cu prietenii voștri, dați share pe platformele pe care voi le folosiți. Puteți să deveniți și membri în cazul în care doriți să susțineți acest canal. Aveți acolo 4 tipuri de abonament. Cel mai mic este, cred că, de 4 lei, dar puteți să-l alegeți pe oricare dintre cele 4. Și cam atât. Ne vedem în curând cu un video nou. Să aveți o zi minunată și o săptămână ușoară. V-am pupat! Pa, pa!